fost odată un om sărac. Mă, și era atât de sărac că nu putea nici să meargă la Antold să asculte muzică de aia de la Antold. Așa că și-o lua bicicleta și s-o dus să vadă cum se vede Antoldul din afara Antoldului. Aici pe cetățuie stau săracii care n-au bani să meargă la Antold. Aici se stă, dar nu se înțelege nimic. Doar o bubuială. Asta este când e sărăcie, sărăcie. Mere mai aproape de Antol, să auzim ceva. A, nici anul ăsta nu mă duc la Antol, văd că numai în afara Antolului. Așa că vă va arăta cum îi, cum să simți un om care nu merge la Antol și ar vrea să margă. Ia uite, stai aici, Ania, pe strada asta, pe strada asta cu înclinație mare, Rossetti. Și să uită la o țară, la lumini. A, mergem mai aproape să vedem, poate ascultăm ceva muzică de calitate. Îs curios să văd cum se aude. Să mergem mai departe. Se pare că nu singurul sărac de aici. Aici se poate asculta pe gratis Antold. Mă, nu s-aude așa perfect. Pic cam deranjant, urât s-aude. Și ce urât cântă Connector sau cine e ăsta? Mă. De aici s-aude urât, mă duc de aici. Auzi, mă, Could You Be Love? Bob Marley se crede ăsta. Ai, ai, ai. Și bagă, Antold. Dacă Antoldul face gălăgie, să facem toată lumea gălăgie. Aici, la intersecția asta, nu prea aici se auzi numai bonții, bonții. E nașpa, e nașpa de aici. Merem mai încolo. Așa au pus ăștia boxele și scenele încât să nu înțelegi nimic de aici de afară. Nimic nu s-aude bine. Nu îmi place. În primul an s-au auzit, au avut două scene în care au auzit perfect totul. Acum, peste tot, n-auzi nimic, numai bubuială. Nașpa. De văzut nu prea am avut ce să văd, adică nu. Mai vezi câte o femeie de-asta bună, o țăt sau un cur, nu știu ce. Atât, atât, dar de auzit. Am venit să aud și n-am auzit nimic, numai bubuieturi și muzică nașpa. Aici, de afară, așa se vede Antoldul. Agitație mare. Un pic de euforie și cam așa se vede de afară, din afara Antoldului, a unui om care nu își permite să meargă la Antold, deși stă în Cluj. Din 2015 vreau să mă duc la Antold și nici anul ăsta, 2022, 7 ani de Antold și la niciunul n-am fost prezent. Totuși să știți că la primul Antold am fost afară să auzim muzica foarte, foarte bine. A fost două scene în care puteai să asculti muzica în primul an. După care, în al doilea an deja nu mai. Gata, s-a terminat. Așa că, ce să zic? Cam ăsta e viața de Antold. Din afara Antoldului. Mie niciodată nu mi-a plăcut când e așa aglomerație. Cum o să văd mâine, dacă intru pe Bolt, să văd câți bani fac. Mâine e ultima zi de Antold. Mâine, dacă primesc mașina,
spate că o să fac și o Bolt, să fac bani după festivalul ăsta și o să profit de el. Până atunci, sănătate, numai bine.